Da, ne-am întors în direct și mergem direct la sediul Partidului Național Liberal, acolo unde se organizează o mare petrecere. Este și Klaus Iohannis, serbează 144 de ani, să-l ascultăm pe domnul Sighear Tău. Și cu această ocazie aș vrea să vă mai prezint două clipuri cu două mesaje din partea unor lideri extrem de importanți. Anul 2019 a fost un an de vârf a relațiilor dintre România și Uniunea Europeană. Iar președintele României, domnul Klaus Iohannis, a adus Europa în România, a adus Europa în Sibiu și ne-am bucurat și ne-am simțit mândri, ca și români, că România este reprezentată la un nivel înalt. Vă felicit, domnul președinte! Partidul Național Liberal se bucură la rândul său de relație excelentă cu Partidul Popular European, familia noastră politică europeană, cea mai puternică din Uniunea Europeană. Am avut două summituri ale Partidului Popular European, unul la București, Comitetul Regiunilor, în acest an și unul la Sibiu. Partidul Național Liberal este singurul partid din România puternic sprijinit și reprezentat pe avanscena politică a Europei. Suntem nu numai colegi, dar și prieteni cu lideri importanți ai Partidului Popular European, iar aceștia, la rândul lor, sunt prietenii României. Doamnelor și domnilor, viitoarea conducere a Uniunii Europene ne salută și ne urează la mulți ani. Manfred Weber, viitorul președinte al Comisiei Europene, și Antonio López Isturiz, secretarul general al Partidului Popular European. Vă invit să urmărim. Partidul Național Liberal are o vocație europeană, care tradiția apărării democrației românești încă de la înființarea sa și așa va rămâne. PNL soy un partido respetado en Europa. Presidente Ludovic Orban y el secretario general Robert Sigarto, todos los vicepresidentes. You're a party who can really influence on all levels of politics, the decision-making process in the interests of the citizens of Romania. PNL is strong, PNL is the future of Romania. Thank you, Ludovic Orban, for this strong leadership. Dear friends from PNL in Romania, I wish you all the best for your anniversary and for your Congress on this Friday. The EPP is proud to have you as a member, as a strong member from Romania. Under the leadership of Ludovic Orban, we are really very good, in a good shape in Romania. And I wish you good luck for the elections now on Sunday and for joining then afterwards the forces on European level to bring the Romanian interests in Europe on the table and to fight for the Romanian interests. And there is one subject which is crucial for us, that is about the independence of the judiciary, the fight against corruption. You fought for this, our president fought for this, and I wish you good luck, and you can always count on your friends in Europe for your fight for a modern and future-orientated Romania. You are doing a great job. Please continue together in the EPP family. Good friends of PNL, this is your 144th anniversary. It's outstanding, so many years and so many good memories and so many good things that you have to bring to Romania in the next years to come. Next Sunday we have European elections and PNL is doing well in the polls, but it's not enough. Romania has to be well represented in the European Parliament. And only my colleagues from the PNL list, under the leadership of people like Ludovic Orban, like Klaus Iohannis, the
fantastic president of the Romanian Republic. They are capable, they are full professionals of defending Romanian interests and the Romanian people in Brussels. Not easy times for the European Union. We are confronted with populism and with external forces that they want to destroy our dream and where we live in. Now is the time to fight back. And I know PNL and my colleagues in the European list are ready to take up this fight. I'm very proud of them, and we do support from the European People's Party and me as Secretary General of the organization with all my heart, my good friends in PNL. Enjoy the day, celebrate your anniversary, but I know that there is a lot of work also to be done in the next future. We will be together in that. Thank you. Le mulțumim prietenilor României și prietenilor Partidului Național Liberal. Acum îmi revine plăcerea și onoarea de a da cuvântul unui prieten, unui om care muncește 24 de ore din 24 pentru Partidul Național Liberal. Lumina din biroul său, care este sus aici, se stingea destul de târziu, în noapte. Un om de-a cărui nume se leagă renașterea Partidului Național Liberal din ultimii 2 ani de zile. Dacă PNL a ajuns astăzi să se bată umăr la umăr cu Partidul Social Democrat și să fie singurul partid capabil să înfrângă Partidul Social Democrat, asta îi se datorează în primul rând președintelui Partidului Național Liberal, Ludovic Orban. Doamnelor și domnilor, președintele Partidului Național Liberal, Ludovic Orban. Domnule președinte, excelențele voastre, stimați ambasadori și reprezentanți ai corpului diplomatic, dragi invitați, dragi colegi de partid, vă urez bun venit și încep prin a ura la mulți ani România, la mulți ani Partidul Național Liberal. Duminică este o zi crucială pentru România. Data de 26 mai este marcată de 2 evenimente fundamentale pentru evoluția ulterioară a societății românești. În primul rând, este vorba de referendumul convocat de președintele României, Klaus Iohannis, referendum prin care președintele oferă cetățenilor puterea de a spune nu hoției, oferă cetățenilor posibilitatea de a pune bazele construcției unei societăți bazate pe cinste, corectitudine, pe respectarea legii și pe o toleranță zero față de corupție. De asemenea, pe 26 mai sunt alegerile pentru Parlamentul European, alegeri fundamentale de care depinde calitatea reprezentării României la nivel european. În funcție de votul cetățenilor, România va fi mai slab sau mai bine reprezentată. În ceea ce ne privește ca partid, Partidul Național Liberal este un partid prin vocație, un partid european, un partid care respectă valorile, principiile, fundamentele, regulile care stau la baza Uniunii Europene. Respectul față de libertate, față de democrație, față de demnitatea umană, față de independența justiției, față de dreptul fiecărui individ de a-și căuta fericirea și de a reuși în viață prin propriile merite. În istoria Partidului Național Liberal, nicio mare realizare nu a fost posibilă fără construcții solide în planul relațiilor internaționale.
de la Mica Unire până la Marea Unire și toate celelalte decizii importante, fundamentale pentru evoluția României moderne au fost luate în urma construirii unor punți, unor relații trainice cu lideri europeni. Cum ar fi fost posibilă unirea principatelor dacă n-am fi avut sprijinul Franței, dacă n-am fi avut sprijinul împăratului Napoleon al III-lea? Cum ar fi fost posibilă consolidarea unității principatelor și transformarea României în regat dacă nu ar fi existat relațiile extrem de puternice pe care le-au avut liberalii, care au permis instalarea unui domnitor în prima fază și apoi a unui rege. În primul război mondial, până să ia decizia de intrare în luptă, Brătianu a negociat în cele mai mici detalii condițiile intrării și mai ales solicitările legitime pe care le-a formulat în numele națiunii române. Și astăzi, orice vrem să clădim trainic pentru țara noastră, se bazează pe relații de încredere, pe relații de respect reciproc, pe relații de acceptare și de susținere a unor valori comune cu partenerii noștri euroatlantici. În ceea ce mă privește ca președinte al Partidului Național Liberal, vă spun că pentru noi liberalii a face politică la umbra marilor noștri înaintași, la umbra brătienilor, la umbra lui Sturza, la umbra lui Gheduca, la umbra lui Spiru Haret, care au clădit România modernă. Pentru noi a face politică nu este deloc un lucru simplu, un lucru facil, ci este o muncă neobosită de zi cu zi pentru a reprezenta interesele României, pentru a găsi cele mai bune soluții, pentru a ridica țara pe care o iubim. Vrem pentru România să fie o țară care să fie un partener respectat, apreciat, care să stea pe picior de egalitate la masa oricărei negocieri, atât la nivel european, cât și la nivel internațional. Vrem ca România să devină o putere economică regională și o țară care să depășească venitul mediu de la nivel european. Vrem ca România să reprezinte un avanpost clar, stabil al democrației, al libertății și al valorilor care au stat la baza construcției europene. Vreau ca Partidul Național Liberal să fie garantul pentru fiecare cetățean român că îi vor fi respectate drepturile, libertățile și că va putea să se realizeze în această țară. Închei, fiind practic ultima zi de campanie, prin a îndemna încă o dată pe români să-și folosească puterea pe care o au. Partidul Național Liberal reprezintă forța schimbării în bine. Această forță a schimbării în bine va fi posibilă doar prin votul cetățenilor, al celor care dețin puterea, al celor care își doresc ca țara asta să revină pe un drum drept, pe un drum normal, firesc, către libertate, către democrație, către prosperitate. La mulți ani PNL, la mulți ani România. Mulțumesc! Domnule președinte al României, Klaus Iohannis, vă mulțumesc că ați acceptat invitația de a fi prezent la acest eveniment aniversar atât de drag nou. V-am invitat pentru că ați fost președinte al Partidului Național Liberal și sunteți primul președinte pe care l-a dat Partidul Național Liberal României. De asemenea, pentru că vă respectăm, pentru că suntem alături de dumneavoastră în toate bătăliile politice,
pe care le purtați pentru România. Domnule președinte, vă invit să vă adresați nouă. Națiunii liberale. Mulțumesc, domnule președinte, domnului președinte al Partidului Național Liberal, dragă Ludovic, dragi liberali, excelențe, doamnelor și domnilor, dați-mi voie să încep cu ce se cuvine a începe o cuvântare de acest tip. La mulți ani Partidului Național Liberal, cu ocazia venerabilei vârste de 144 de ani, cel mai vechi și, dacă îmi permiteți, cel mai bun partid din România. Doamnelor și domnilor, am auzit și m-am bucurat să avem această prezentare, lucruri importante despre istoria Partidului Național Liberal, despre fondatori, despre brătieni, despre Cogălnicianu, nume mari liberale. Nu există carte de istorie în care aceste nume să nu apară. Doamnelor și domnilor, dați-mi voie să mă refer eu un pic la prezentul și viitorul Partidului Național Liberal. Ultima dată am participat la sărbătoarea ocazionată de Ziua Partidului Național Liberal în anul 2015, la scurt timp după ce am luat în primire mandatul de președinte al României și cedasem mandatul de președinte al PNL. Atunci ne-am întâlnit în număr mare, cu speranțe mari. Și de atunci, dragii mei, s-au scurs câțiva ani cu evenimente politice mai bune pentru PNL, mai puțin bune pentru PNL. Ani complicați. Însă, în toți acești ani, Partidul Național Liberal a fost un sprijin de nădejde pentru mine, președintele României, și pentru politica pe care am dus-o pentru români și pentru România. Mulțumesc, PNL, pentru acest sprijin. În anul 2014, Partidul Național Liberal s-a transformat. Tot după un scrutin ca acel pe care îl așteptăm peste doar două zile după europarlamentare, conducerile vechiului Partid Național Liberal și a vechiului Partid Democrat Liberal au decis să fuzioneze cele două partide. A rezultat actualul Partid Național Liberal. Un partid cu o vocație europeană, un partid cu vocația guvernării în România. Este extrem de important să constatăm și fac acest lucru de la această tribună că Partidul Național Liberal, în forma creată în vara lui 2014, s-a maturizat. Faliile inerente unei astfel de fuziuni au dispărut.
PNL este astăzi un partid viu, un partid puternic, un partid unit și pentru toate acestea dați-mi voie să mă bucur alături de voi și să vă felicit. Ne așteaptă alegeri grele și acestea de duminică nu sunt singurele. Urmează o serie de alegeri extrem de importante pentru România. Prima dată europarlamentarele și referendumul care vor da românilor posibilitatea să voteze pentru România europeană, pentru România prosperă și sigură, pentru România noastră așa cum ne-o dorim cu toții. Urmează prezidențialele, alegerile locale și alegerile parlamentare. După părerea mea, Partidul Național Liberal în anul 2019 și cu siguranță în anul 2020 este pregătit să câștige aceste alegeri și vă doresc mult succes! România are nevoie de o guvernare responsabilă, o guvernare care vine pentru România, o guvernare pentru români, o guvernare cu oameni dedicați României, o guvernare cu oameni dedicați viitorului european al României. O astfel de guvernare poate să vină de la Partidul Național Liberal și asta vă doresc pentru viitorul apropiat și, dacă se poate, chiar mai îndelungat. La mulți ani! Mulțumim domnului președinte Klaus Iohannis pentru frumoasele cuvinte. Cu siguranță nu o să uităm această seară, mai ales că am petrecut-o aici ca în familie. Evenimentul nostru se încheie aici. Vă rugăm ca mai departe să stăm la un par de socializare, să stăm de vorbă și sperăm ca duminică în 26 mai România să reintre în normalitate. Vă mulțumim! La mulți ani, Partidul Național Liberal. Da, imagini de la sediul Partidului Național Liberal, unde sunt serbați 144 de ani. Ați ascultat discursurile. Este practic ultima zi de campanie electorală, așa se încheie. De acum înainte, probabil că vor continua lucrurile pe rețelele de socializare, că există și acest obicei de a mai fenta un pic regulamentele. Pe de altă parte, vedem așa un soi de eleganță acolo, un soi de... Dar lipsește Raneș Bogdan, cu care am vorbit un pic mai devreme. Dumnezeu, dacă vă puteți imagina așa ceva, a rămas blocat în Bucureștiul acesta pentru că a plouat. Și dacă stai și te gândești așa și iei un pic la mână evenimentul acesta, această ploaie care a căzut în București, Dumnezeu, a plouat așa vreo oră și un pic. Adică n-a plouat două, trei zile, n-a fost un potop, n-a fost ceva ce nu s-a mai întâlnit, Dumnezeu, a plouat un pic. Că mi-l aduc aminte pe fostul deja europarlamentar al Partidului Social Democrat, domnul Puiu Pașcu, care ne-a explicat, domnule, că există această armă a ploii meteorologică pe care o au rușii la îndemână și pe care au folosit-o pe perioada campionatului mondial de fotbal din Rusia. Ploua la noi și la ei, la rușii, era cald. Nu, trebuie să te opresc. Te rog. Trebuie să te opresc că așa ceva... Păi tu, Radu, nu știu dacă ești la curent. Specialiștii în ploaie, specialiștii de la APA Nova. La APA Nova sunt niște specialiști în ploaie. În parerul sau de asta, da. Înțelegi? Ei sunt specialiști în ploaie, anunță ce ai numit tu a fi o ploicică de o jumătate deci de oră. Deci ai numit o apă de ploaie, ca să zicem așa. Domnule Buzeanu, citesc din specialiștii de la APA Nova. O astfel de ploaie apare odată la 100 de ani. Deci am fost părtași la un moment istoric. Ce centenar, domnule?
domnule. Nu, deci liberalii sărbau 144 de ani, noi sărbăm 100 de ani de la ultima ploaie de la ultima ploaie de proporții. Ia uși ce spun specialiștii de la APA Nova, că eu aș vrea să le spun proprietarilor de la APA Nova, să-i dea afară pe specialiștii de la APA Nova. Mi-asum, să mă dea în judecată specialiștii de la APA Nova, dar nu sunt specialiști în ploaie, sunt ei apă de ploaie, acești specialiști, și vă spun și de ce. Ia uși ce zice APA Nova. Numai 30 de minute în cartierul Pantelimon s-au acumulat 50 de litri pe metru pătrat. În ceea ce privește intensitatea, aceasta corespunde unor ploi cu probabilitate de apariție de 1 la 100 de ani. Ca să știți ce vi s-a întâmplat mai devreme celor care locuiesc în București. Și acum, totodată, acum că m-a lovit fix în sufletul geografic al Bucureștiului meu, totodată o ploaie precum cea din Colentina apare odată la 50 de ani. Deci a fost o ploaie distinctă cea din Colentina. Cei păi, din Colentina au avut parte de altceva, de o ploaie superioară. Că de un alt timp din Pantelimon, până în Pantelimon până în Colentina, a faci pe jos 15 minute dacă știi pe străduță pe un soi. Dar ploaia e diferită. Aia e ploaie de 100 de ani, asta e ploaie de 50 de ani. Și vreau să spun și eu un lucru. Bă, dacă aia e o ploaie care apare o dată la 50 de ani, bă, specialiștilor de la APA Nova. Cum, doamne, iată, eu am mai văzut 5 sau 6 episoade identice fără să am 50 de ani. Mă, cum? E o problemă. Mă, poate, ori sunt eu mai bătrân decât cred, da. Păi înseamnă că eu am 250 de ani. Că ai mai văzut, ai mai trecut până deci eu am mai trecut în ploi de-astea de 4 sau de 5 ori. N-am 250 de ani, înseamnă că specialiștii ăștia nu sunt nici specialiști și își dau cu presupusul vai de capul și de ziele lor. Și în al doilea rând, ploaia asta n-a fost chiar atât de dramatică. Dacă când locuiești în satul București, comuna Ilfov, așa se întâmplă, pe uliță se inundă. Asta este. Asta e viața. Că noi aici suntem într-un sac cu blocuri. Asta e România. Toată România e un sac cu blocuri. A râs de omul ăla din Huedin că i s-a inundat WC-ul de 120.000 de euro, dar nici noi nu suntem mai răsăriți. Și toată România asta, de-aia când te duci în Uniunea Europeană, nu sunt aia domne răi. Nu sunt corporațiile străine. Nu sunt nemții aroganți cu noi. Ne tratează cum merităm. Că ăștia suntem. O țară de 1800, anul 1800, în 2019. Am venit și noi a Cilișa. În Uniunea Europeană. Pauză. Să zicem boda proste că ne-au primit. Pauză și ne întoarcem. Bună România! I-ați văzut un pic mai devreme pe membrii Partidului Național Liberal, cum erau îmbrăcați frumos, aranjați, pac, discutau, brățieni, cu tare. Partidul Social Democrat merge pe o altă variantă. Încearcă altceva, încearcă să se promoveze altfel. Mai așa, mai mers așa pentru aceste alegeri europarlamentare, o iau așa pe-n piață și nu pe-n piața Victoriei, că acolo e complicată. Mersul pe-n piața Victoriei pentru ei e mai complicat. Domnul Petre Daia, aflat în Alba, uite, la un moment dat a luat-o pe-n piață. Hai să vedem imagini teribile cu domnul Petre Daia încercând cumva să promoveze cauza Partidului Social Democrat. Dom'le, mai cu România așa, mai neoși cumva, nu? Hai să-l vedem. Petre Daia, imagini emoționante în piață. Stai. Uite aici, de unde e? Da, uite, de unde? De la doamna aici. Bună ziua! Urmăriți imagini cu Petre Daia, care are așa un soi de panică mereu în felul lui de a fi. Lasă jos telefonul. Zice ceva tot timpul. Dă senzația domnul Petre Daia care treabă. Deci dacă îl urmăriți, îl trimite așa pe teren și are un soi de panică, de asta, de agitație, de asta, care îl lasă în impresia că ar fi un om care face ceva. Domnule, Petre Daia rezolvă niște lucruri. Senzația e că acum e acolo să rezolve ceva. Nu-i domnul, doar agitat. Da, așa e el. Uite, comandă ceva, îi dați un pic mai tare să auzi. Puneți-mi un pic și de... Trebuie să de grame, lăsească, vin și le iau pe toată dată la final, acum doar clasez comunist. Hai, Mitica, hai, Mitica, hai, Mitica. Nu, lasă-mă, lasă-mă.
Uite, remarcabil e faptul că nu a aruncat nimeni cu roșii după el. Și totuși într-o piață, adică resurse s-ar fi găsit pentru... pentru proșcarea cu produse românești a domnului Daia. Nu se întâmplă așa ceva. Eu nu înțeleg, am mai văzut genul ăsta de imagini cu Petre Daia prin spațiile agroalimentare ale României. Așa face el piața. E în interes de serviciu, e în interes personal. I-a zis nevastă sa. Și când te întorci de la minister Petrică, ești un chil de roșii. Nu știu, dar românești să fie. Merge cu alaiu după el. De ce caută el în piață? Vrea să se asigure că e... Deci aveți produse românești, slavă Domnului. Da. Bine, bine. La un moment dat cineva zice, se aude cineva... Îi controlează să nu fie pămână cu străinii. Poate acum zice cineva, vezi unde are carne de oaie, să se oprească un pic domnul Daia. Îi strigă ceva de staful domnului Daia. Și acum, uite, merg, trece prin fața românilor, acestora aflate așa la un bir, relaxați, niște români relaxați, niște români care au reușit în viață, stând acolo, atmosfera plăcută, uite, aici mai vorbește din nou un om, și îmi place ideea cei în care e în piața acolo, îl vede pe Petre Daia și da, domnule, să vorbim de pe mâna Partidul Social de Aia, am văzut și pe Petre Daia în piață, niște oameni implicați, niște oameni la nivel de țară, niște oameni care nu stau... La nivel de țară, Radu, da. Îmi place că sunt mai multe chei de interpretare ale acestei formulări alese de tine. La nivel de țară. Țară. Cam țară. Țară în sensul de rural. Ca la țară. La nivel de țară, da. Ce e remarcabil, nu l-a huidui nimeni și nici n-a dărâmat ceva. Nu l-a bătut nimeni, nu l-a scuipat nimeni. Dar ai senzația că poate să dărâme oricând ceva. Are acolo o echipă. Dar luați totul de zonă. Dânsul se mișcă foarte mult și pe orizontal. Bun. Hai să mergem către un reportaj foarte tare făcut, cred că dacă nu mă înșel, de cei de la Hot News au făcut niște interviuri. Da, e un spectacol. În comuna Grația, de unde ne vine domnul Liviu Dragnea, care e de asemenea un spectacol, nu? Sau un spectacol, așa? Un show. Unii spun horror, unii spun tragicomedie. Depinde. Unii spun că e de o comedie romantică. Depinde. Depinde de care perspectivă primești, privești Dragneul. Și au mers din om în om așa și au întrebat pe cei din comuna domnului Liviu Dragnea cu cine votează. Că e o întrebare pe care probabil mulți dintre noi o avem în minte, nu? Era o carte pe vremuri, se numea Eu votez DNA. Nu știu dacă au citit-o locuitorii din comuna Grația. Să urmărim imagini cu locuitorii de acolo și comentarii, ceva tare de tot. Suntem din Grația, îl votăm pe Dragnea, că aici a născut. Păi doar asta îl votați pe Dragnea, că s-a născut aici? E și, și a făcut multe. Eu sunt pensionară. Da. Dacă era mai maimuțoiul ăla de Orban, nu mărea pensia. Păi de ce să ne ducem? Nu vă duceți la vot? Nu. La alegerile europene? Nu, nu. De ce, nu? Păi de ce să-i votăm? Pe care să-i votăm? Pe ăștia de să ceartă ca câinii? De să mănâncă pungaș cum să mănâncă câinii? Păi dacă merg, vă spun cu ace, pe viața mea și pe sufletul meu, tot pe Liviu Dragnea. Eu ca om în vârstă de 72 de ani, am studii superioare, sunt PSD-ist, iubesc foarte mult pe Dragnea, iubesc foarte mult România mea. S-a schimbat multe lucruri. Au făcut asfaltul la noi aici, au băgat apă în curți. Deci au făcut mult, mult, mult domnul Dragnea. Nu știu ce-o fi având poporul ăsta care nu-l votează pe domnul Dragnea, că mie mi s-a părut un om foarte civilizat, într-un fel, vorbește foarte frumos la televizor. Și văd că se mărește pensiile cam la două luni, mereu s-a mai mărit. Ce mai vrea lumea asta? Ce vrea? Eu nu pot să-mi închipui ce are cu omul ăsta. Ăsta e omul dreptății, Dragnea. Eu am discutat personal cu el aici, în comună, când era la județ. E un om deosebit, un om de caracter, un om cu personalitate, un om care știe să vorbească, știe să-și impună punctul de vedere și are caractere deosebite de om. Iubește copiii, iubește... și iubește țara, Dumnezeu. Își iubește țara. Toți sunt corupți. Toți sunt corupți. Niciunul nu e necorupt. Toți, de la A la Z. Toate partidele e corupte, toți miniștrii au fost corupți. O ține că partidul Dragnea e comunist. N-am fost, domnișoară, toți comuniști. Toți am fost comuniști. Păi nu e ei corupții, nu e ei penalii, nu e ei... Toate ei le are. Tot partidul PSD-ist e corupt, e penal, e... Tot. Liviu Dragnea este cel mai al dracu om din partidul ăla. El le are pe toate. Da, a făcut și bune. Te-l drum. Uitați, doamnă, te-l drumul cum este. Uitați, doamnă, că ieșim din casă, în asfalt, avem apă băgată, avem canalizare făcută. Acolo sunt banii. Acum să n-o fi mâncat și el. Cine e ăla? Dumneata, dacă ești cu mâna în ceva, nu faci așa?
Nu se poate, doamne. Nu se poate. Da, acum, dumneavoastră, ce ziceți? Da. Domnul Dragnea este un om cinstit sau a mai luat și el așa? Da. Ca fiecare, și eu, dacă am borcanul cu miere, mai dau cu degetul. Cinstit să fiu. Grație domnului Dragnea, avem ce mânca, ce îmbrăca, trăim foarte, foarte bine. Sărăcie. Nu e, doamnă, bine aici. Păi cum să fie bine? Cu Dragnea să fie bine? Nu e-l păstorește aici, județul ăsta? Nu e bine. E foarte rău, foarte rău. Unde e de muncă aici? Unde au găsit ei de muncă? Unde poate să muncească în zona asta aici? A fost militant al PSD-ului. Deci am fost unul dintre militanții din zona al PSD-ului. Până acum vreo 2 ani de zile. Teribile din comuna Grația, de unde oamenii s-au pronunțat, ați auzit-o pe o doamnă, aia mi-a plăcut cel mai mult, domnule, numele la vă toți e hoț, tot tine, norociți, toți fără, dar dacă merg, votez cu drag. E omul al dracu, zice, cel mai al dracu din partea, le are pe toate, corupt, nu știu ce, cu tare, cu ăsta mergem. L-a ignorat pe domnul care a intervenit de 2 ori, Liviu Dragnea, e omul dreptății, dar credeți că e corupt? Vă dați seama. Ce vorbesc, domnule? Normal că e corupt. Omul dreptății poate fi și corupt. Votăm cu Dragnea, nu vedeți că se mărește pensiile? Ca nebunele se mărește. Odată de, la două, trei luni așa, cresc chiar pensiile. Deci ne-au luat ca ritmul ăsta. Da. Da, asta este. După care ni s-a semnalat faptul că domnul Dragnea este un om foarte civilizat. Domnule, e un om. Da, bine, asta știam și noi că e civilizat. Civilizat, toată lumea a remarcat acest lucru. Domnule, în comuna Grația, oamenii au asfalt. Putem să ieșim din casă? Zice, domnule, uite, vedeți, putem să ieșim din casă. Uite, asfaltul, uite. Astăzi i-am invidiat pe oameni din comuna Grația. Tu din comuna Colentina. Eu din București. Sat Colentina, da. Sat București, comuna. Mă rog. Au canalizare? Domnule, erau canalizați pe ideea de asfalt. Și te gândești dacă ai tu aici în capitală, că dacă te uitam pe geam. Dar mă rog, astăzi suntem într-o zi plină de frustrare. Într-o zi în care a plouat. Bun. A plouat, vă dați seama. La cererea publicului, mai dăm o parte, pentru că nu s-a oprit aici discuțiile. Nu vă mai săturați de comuna Grația. Comuna Grația, hai să mai urmărim. Adică așa, 2 ani, hai, 2 ani jumate. Mi-a dat seama că mă înjură lumea pe stradă, că ce te mai ce face PSD-ul tău. Nu vă duceți la vot? Nu știu. Pentru ce? De câte ori am fost, nimic nu s-a schimbat în bine. Tot păi, aceleași... Am vorbit aici cu niște doamne, ziceau că s-a schimbat totuși. Da, bine, pe bineînțeles. Canalizare, peste da. Toate. Normal, asta s-a făcut peste tot, nu doar la noi. Condițiile care le avem noi, numai PSD-ul le-a făcut. Iohannis nu a făcut absolut nimic pentru România. Dar putea să facă ceva? Putea să facă. Naționalitatea lui, că e român, dar e neamț. Și eu nu sufăr decât numai românul meu, care cu el am trăit. Sunt născut pe Rogojină. Doamnă, viața e grea, mai ales că avem conducători proști, avem președinte încăpățânat. Și numai răutate are în el. S-a dezbinat poporul în două. Plătește bătăuși să spargă miticurile. Nu vedeți, nu... Ați fost la un miting din ăsta al PSD-ului unde ați luat... Sigur că am fost. Da, da. Dar nu, eu nu sunt PSD-ist, nici simpatizant nu sunt măcar. Da. Eu sunt simpatizant al poporului român. Ce a căutat în mijlocul manifestațiilor? De ce a ajuns? Și îmbrăcat cu dracii roșu. De ce rânjește? Păi dă-l dracu de guvern. Să stea în Germania, da, nu la România. Cu Europa. Păi e o politică, păi Zimmerman ăsta, ați văzut că mai vrea un mandat? De ce vrea mandatul ăsta? Pentru că e olandez, vrea portul Constanța, vrea aia, păi să poate așa ceva, domnule, păi dăm chiar totul străinătății? Nu, nu sunt de acord. Cred că este mai mult acum la vot din tineretul care s-a hotărât ca să fie contra PSD-ului și o să iasă mai mult, dar vom vedea. Credeți-mă că și la știi cu nerăbdare votarea asta ca niciodată. Nu, cred că o să merg, că n-am de ce. O să luăm tineretul cât de curând toți în afară. Cât se poate. În rest... Vreți să votați? Am votat, mereu. Mereu? Să știi că felul meu ai vorbit cu un liberal, dumneata. Dar eu sunt liberal din tată în fiu. Tatăl meu a fost liberal, bătrânul a fost liberal. Eu am fost liberal o viață întreagă. N-am fost comunist, n-am acte de comunist, n-am de nimic. Dar sunt liberal curat. Dar uite că nu pot să fie și el la conducere. Pe doamna Dăncilă iubiți? Foarte mult. Foarte mult.
nu are un caracter de dialect bun, însă e o femeie blajină, cu minte și încearcă să facă ceva, deși e restricționată de acest Iohannis. Sunt oameni întotdeauna care vin să-i huiduie. De ce credeți că îi huiduie? Pentru că sunt plătiți. Și sunt plătiți numai de PNL. Păi au așa de mulți bani că sunt în opoziție. Păi sunt în opoziție, dar folosesc ei și fondurile europene în alte scopuri. În alte scopuri le folosește. Sigur, țara știe, s-a deșteptat omenirea, românul nostru. Deși nu prea am încredere în majoritatea populației, dar au început să gândească. Da, doamnelor și domnilor, am urmărit cu emoție aceste mărturii ale oamenilor din Comuna Grația, comuna de unde ne provine chiar domnul Dragnea. Domnule, m-au convins, vă zic sincer, eu mă duc de acum, de dimineață, mă duc, sunt în fața școlii unde voi vota. Deci, practic, trebuie să scăpăm de acei Siberman. L-ați auzit, Siberman? Doamna Viorica Dăncilă, domnule, nu are caracter de dialect. Omul a semnalat, a văzut exact. Domnule, nu are caracter de dialect. De o femeie care face, care trece, că m-a născut pe Rogojină. L-ați auzit, Răzvan Zanfir? Convins și el, colegul meu Răzvan Zanfir, și el aflat aici, la fața locului. Și eu poate mai am niște mici dubii. Și avem aici în spate un flip chart pe care vom... Avem un flip chart. Scrie rezultatele alegerii. Rezultatele de duminică sunt deja gata, le avem pregătite. Vom scrie rezultatele ca să le aveți, să știți de ele, să știți că sunt acolo deja. Deci nu e un sondaj sociologic. Nu am sondat sociologic. Nefiind dar... un sondaj sociologic, e posibil să se apropie de adevăr. Asta e argumentul, faptul deci, că n-a fost un așa sondaj. Așa vă convingem că s-ar putea să fie credibil ce scriem noi acum pe această planșă. Nu e un sondaj sociologic, am dat în bobi. Convingerea noastră fermă e că dat în bobi, în momentul de față, e puțin mai științific decât un studiu sociologic. Hai să prezentăm rezultatele. Varianta ta și varianta mea, că sigur sunt totuși distincte, fiecare dintre noi are o altă concluzie, dar să vedem care dintre noi se va apropia. Duminică vom fi aici la B1 TV de la 7 la 9, vom aștepta rezultatele cu emoție, rezultate pentru care partidele au muncit. PSD-ul, varianta ta cât va obține? Te las pe tine. Eu vă zic sincer, eu merg pe 29. Eu am înțeles că 30 este succesul și merg pe 29. Ca să, 29%, ca să fie, bă, la buză. Deci chiar acolo unde ar fi fost bine să-i fie lui Dragnea așa și uite că nu i s-a întâmplat. PNL-ul, Partidul Național Liberal, l-am auzit pe Radeș Bogdan un pic mai devreme, 25%, zic 24%. Deci un procent mai jos, i-a zis că 25% e bine, 24%. Eu vreau să piardă toată lumea. Tu crezi să-i nervezi pe Radeș Bogdan. PNL-ul 24%. Mai departe, pe cine am avea? Pe USR Plus. USR Plus... Domnule, la USR Plus e foarte greu pentru că s-au setat așteptările foarte înalt. USR-ul, rândul pe domnul Cioloș în spate, în spinare, că rândul pe domnul Cioloș în spinare, sigur că se va apleca foarte mult sondajul ăsta și procentele vor fi foarte aplecate. Eu zic un 15-16. Cu indulgență. Păi stai, domnule, 15-16. Spune un proiect ce aia 15-16. Hai să zicem 16. 16, ca să aibă de unde să scadă. Faci aici, să zici că modific notele din carnet. Așa, și după care mai avem ăsta, ce mai avem? Domnului Tăricianu. Alde. Aldeul domnului Tăricianu. Eu văd așa aldeul domnului Tăricianu, îl văd undeva, din ce am estimat, 10. 10. 10, 10, dar 10 în sensul rău cuvântului. Așa. Pro. Pro România. Bă, a intrat de câteva ori, s-a băgat pe spațiul nostru de emisie, i-a mai văzut lumea la față, un 7%. Și PMP-ul domnului Băsescu, că am râs cu dânsul de-a lungul timpului în ultima vreme aici, așa, îl punem trecut, 5%. Îl punem trecut ca să intre în Parlamentul European. Bun! Dar tu ești sigur că... UDMR-ul nu intră. 4. 4. 4, stai jos! 4. Și de acum... ce? A vorbit... 3 minute am vorbit cu George Simion, deja ai început cu asta. Deja am început. Deci 4? 4. Sigur că ele nu vor face cât așteptă. Nu e. Adunate nu e. Păi și restul se intră la... Da, la, o să vedeți. Vrei vreun independent pe listă? Independenții, din păcate, nu vor face pragul. Dar sunteți foarte duri astăzi. Nu vor avea de ce să intre, dar asta e situația. Deci. Bun. Acum, varianta ta. Nu ce mi-aș dori, fac această precizare, și ce simți că nu va ce fi? Mi-aș dori, ci ce cred eu că se va întâmpla. Da. Că asta e România. Atât s-a putut. Ăștia suntem. 30. PNL-ul 26, un pic peste
cât a sperat Rareș Bogdan, USR-ul 17, un pic mai mult decât mine, pus acolo și pe restul nu-i mei, nu-i mei. La restul nu ne mai încurcăm. Timpul din viață e atât de scurt și de prețios, am avut ce am avut de zis. Restul... Deci rămâne acolo pentru istoric, da. Am văzut că era invocat, vorbeam cu Rareș Bogdan la telefon să stabilim discuția de astăzi dimineață și zic, măi, Rareș, om vedea acum ce o să face, om vedea ce o vrea Dumnezeu. Toată lumea zice, domnule, îl invocă toată lumea. Am văzut și la zi de Paște, toată lumea zice, domnule, vezi cum a fost și cu Iisus, că toată lumea bagă divinitatea în acest sondaj, în acest argument. Păi, acum între noi fie vorba. Da. Dacă stai și te gândești că unii dintre ei vor ajunge europarlamentari, vor încasa bănuții pe lună. Păi, în afară că i-a iubit Dumnezeu, mai au vreun merit? Eu vreau doar să nu scoatem vinova pe Dumnezeu de ce se va întâmpla. Hai, nu-l aduci în discuție. Asta e tot ce doresc, să nu iasă vinova. Bă, dar poți să spui, dar cum a ajuns mă ăsta Europa? L-a ajutat și Dumnezeu. Alt motiv nu poți să spui că ar fi. Da, bun, vom vedea. Ne întâlnim așa cum am stabilit încă de pe acum. Duminică la ora 7 sunt împreună cu colegul meu Răzvan Zanfir aici de față și cu colegul nostru Tudor Mușat. Vom fi aici să discutăm anterior rezultatelor. Da. Până atunci, să aveți o Românie bună în continuare. Și mergeți totuși duminică la vot, că e important. Adică noi v-am spus ce credem. Dar poate lucrurile se schimbă în bine, nu? Ne vedem duminică seara. Consiliul Național al Audiovizualului a sancționat cu somație publică postul B1 TV, deoarece în emisiunea Controverse din 5 mai 2009